acest protest al scumpirilor în Piața Victoriei. Sunt aproximativ 5.000 de oameni din toate sectoarele. În sectorul privat au venit din mai multe colțuri ale țării: auto, naval, apărare, transport, feroviar, port, aeroport, dar sunt și din sectorul bugetar. Oameni sunt angajați din ambulanță, dar și poliție, penitenciar, asistență socială și primării. L-ați văzut, a fost și ministrul muncii. În urmă cu puțin timp în piață a coborât la protestatari. Vă reamintesc că guvernul a amânat pentru următoarele două săptămâni aprobarea pachetului care ar trebui să-i ajute pe oameni să suporte toate aceste scumpiri, cele mai mari scumpiri din ultimii 20 de ani. Este vorba despre acel pachet prin care milioane de oameni ar trebui să primească vouchere de 50 de euro mai multe luni pentru a face față acestor scumpiri. În jur de 4 luni se gândește guvernul să acorde aceste vouchere în acest an. Ce revendicări sunt în piață în aceste momente? Pe lângă faptul că oamenii vor acest pachet și vor aceste vouchere să facă față scumpirilor, mai vor măsuri concrete de la guvern pentru scăderea prețurilor la alimente. Avem cele mai mari scumpiri din ultimele două decenii acolo. Scăderea prețurilor la carburanți, măsuri concrete pentru reducerea tarifelor la curent, gaze, facturile știți cum sunt uriașe. Pe de altă parte, oamenii mai vor ca guvernanții să vină cu măsuri concrete și în ceea ce privește siguranța noastră alimentară, asta în timp ce se discută tot mai mult despre o criză alimentară ce ar putea izbucni din cauza războiului din Ucraina. Așadar, vedeți, sunt mii de oameni în piață. Revenim după o scurtă pauză de publicitate cu toate informațiile relevante. Vă arătăm cu cât a scăzut puterea de cumpărare a românilor în doar un an și cum suta de lei nu mai valorează aproape nimic.